Între Mițu și Baruțu, de Tudor Arghezi. Mițu a stat la ușă, așteptând pe tătuțu ca să-i comunice un lucru grav. Baruțu nu a fost cu minte. Nu numai că nu a fost cu minte, dar a fost impertinent. Baruțul s-a emancipat. A ocărât pe mama mare. I-a răspuns răstit: nu vreau. Și a repetat de câteva ori că nu vrea, posomorât și bătând chiar cu pumnul în scaun, unde îi ajunge mâna mai bine decât pe masă. El era singur cu mama mare, la care îndrăznește să zbiere, pentru că mama mare nu l-a ciupit niciodată. Noi zicem ciupit, fiindcă nu putem zice bătut. Facem din două degete un clește mic și, ca și cum am prinde un purice, vârâm cleștele în părul gros al lui Baruțu și mușcăm din păr nițel cu pipăitul dintre unghii. Atât și nimic mai mult. Dezlănțuie o vijelie de țipete și dă drumul unei vărsări de lacrimi, de parcă Baruțu ar avea 10 ochi în tot obrazul. După ce s-a răstit la mama mare cu pumnul, a bătut în parchet cu piciorul de câteva ori. Asta mama mare nu i-a putut-o trece cu vederea și i-a răspuns necăjit așa: nu o să mă sperii eu de o broască de copil. Cuvântul broască l-a jignit și Baruțu a răspuns: nu sunt o boacă. Din care pricină mama mare a râs. Baruțu nici nu știe să zică broască și se supără și face tărăboi foarte urât. Baruțu ar putea să fie mai cu minte. Dar știi, tătuțule, ce i-a mai zis mamei mari? Ce i-a mai putut zice, Doamne? I-a zis: e-te o poată. Auzind aceste lucruri, lui tătuțu era să-i se facă rău, nemaipomenit. Să-i spuie mamei mari Baruțu că este proastă. Pe ce lume se trezește și de unde vine dezor din asta? Ce i-a făcut lui mama mare ca să cuteze asemenea ocări? Nu i-a dat cu lingurița la cafea de câte 3 și 4 ori măstână cu zahăr pe sub ascuns ca să nu vadă Mițu? Nu i-a adus mereu câte o bomboană, două, în poșeta ei cu o cheie mare care de-abia încape și cu o cheie mică? Nu l-a descheiat repede în cișmigiu ca să facă pișa limpede într-o rază de soare? N-a furat pentru el, când nu vedea sergentul, câte o floare? Toate sacrificiile posibile le-a făcut mama mare și el tot nesimțitor a rămas. Toate ca toate, dar acest lucru nu se mai iartă. Peticălosul ăla, care mă aude de după ușa din fund, am să-l pedepsesc. Stai, mojicule, să-mi pun pălăria și mănușile în cuier. Voi veni numai decât la tine și vei vedea ce vei păți. Îți vorbesc într-adins gramatical ca să simți din acest viitorul întâi că totul s-a sfârșit între noi și că te așteaptă sintaxa resentimentelor mele. Raportul lui Mițu nu s-a terminat încă de tot. În costumul ei tirolez decoltat, cu brațele goale și cu șorț roșu cu volanul creț, ea povestește agitată:
frământând cu o mână mărgelele cu perle mărunte ca arpacașul de la gât și gesticulând cu degetul mâinii drepte și ridicat în aer. N-a mai pomenit nici Mițu atâta grosolănie. Ea o trage câteodată pe mama mare de firele de păr de pe neg și îi vâră și câte un deget în ochi, ca să vadă cum îi stă. Dar vorbe urâte nu spune totdeauna. Apoi, ea e fetiță. Mama mare se supără și pe urmă se împacă. Dar purtarea lui Baruțu, care e băiat, e revoltătoare. Și cu atât mai mult, cu cât chiar adineauri, cu un minut înainte de a păși pragul tătuțu, el i-a strigat și ei, te bat! Dar repede de-a lungul sălii, borțos și s-a ascuns, tocmai în odaia din fund de unde ascultă, și clipește din ochii lui mari, ca din două buzunare. Când o căra pe mama mare mai rău, tocmai intra în odaie și măicuța, care a auzit. Ce ai zis, Baruțule? L-a întrebat și măicuța. Am auzit bine, ori m-am înșelat? Ai făcut-o pe mama mare proastă? Știi ce a zis atunci Baruțu tătuțule? A zis că nu a zis că e mama mare proastă, a zis că e proastă pisica. O să mă ocup imediat de aceste lucruri nepermise, i-a răspuns Mițului tătuțu. Dar întâi aș vrea o guriță. Așa, pe obraz, pe gât, pe frunte, pe ochi. Asta dă poftă de mâncare. Și Mițu s-a pupat cu tătuțu o grămadă. Și ochiul de hoț gelos al lui Baruțu se strecura câteodată, tocmai din fundul coridorului, pe crăpătura ușii. Acum mă duc să facem dreptate și să pedepsim pe Baruțu, a zis tătuțu și s-a dus după Baruțu, care s-a ascuns și mai în fund, în baie. Și tătuțu, negăsind altceva în drum, a luat în mână o bătătoare de muște. Unde ești? A căutat tătuțu prin baie. Te-ai ascuns în coșul de rufe? Și știi ce a făcut tătuțu? A stat acolo în baie cu Baruțu, pe care și l-a întins pe genunchi și l-a mâncat de tot, de subsuori, de burtă, de gușe și de toate părțile lui grase. Și Baruțu, în loc să plângă, râdea în hohote și se zvârcolea. Dar a pățit-o și tătuțu, că a venit mama mare și i-a găsit în baie pe amândoi și l-a făcut pe tătuțu de două parale. Frumos îți șade și dumitale, cal bătrân! Ce autoritate vrei să mai aibă părinții la copii? Când eram eu mică, nici nu suflam dinaintea tati. Dumnezeu să-l ierte! Mițu, înțelegând că și mama mare a fost odată mică, s-a gândit nițel și a râs de n-a mai putut. Dar tătuțu e un prevăzător, are de toate la el și a schimbat cursul lucrurilor, dând mamei mari un pachet cu halva, de care mamei mari îi place mult. Lui Mițu o brățară cu mărgele roșii și lui Baruțu un pistol care face pac și scoate fum. Și val vârtej ne-am dus toți trei la masă și ne-am suit pe genunchii lui tătuțu, luând fiecare câte un picior. Singura neînțelegere care s-a aplanat prin câteva mutări
de pe un genunchi pe altul și înapoi, a fost că Mițu credea că piciorul pe care stă Baruțu și Baruțu că piciorul pe care stătea Mițu era mai bun.